Polițiștii din Titu au ieșit pe drum pentru a executa o acțiune în domeniul transportului public în colaborare cu poliția locală Titu și efective din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Dâmbovița. Astfel, în intervalul orar 6-9, oamenii legii au tras pe dreapta autovehiculele pentru depistarea persoanelor care încalcă prevederile legale privind transportul rutier de persoane. Cu această ocazie, polițiștii au verificat starea tehnică a autovehiculelor destinate transportului de persoane și au procedat la depistarea persoanelor care efectuează transport public fără a emite legitimații de călătorie, precum și a celor care efectuează transport rutier fără a deține licență de transport. Fiind verificate 40 de autovehicule destinate transportului de persoane, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.000 de lei.